stați, că nu s-a terminat. Iar au zis, stai să gătească și la copiilor. Atunci domnul Octavian Josa, care era președintele Asociației Federației de Geopolitic, s-a dus și el și a zis, bă, da, dacă le plătiți la nepoții și la copii, așa, voi plătiți și la copiii deținuților politici. Și atunci au făcut un parlament și au luat o hotărâre că da, la evrei, da, la deținuți nu, că au fost legionari. Adică, și atunci când Josa a zis, dar cum, băi, frate, dar cum vouă vă dați și la noi nu? L-au dat afară, că era secretar, era a primului ministru și l-au dat afară pe Josa, nu știu dacă ați văzut. L-au dat afară, era din poziția de secretar a ministrului, nu știu cum, și l-au dat afară, a doua zi l-au dat afară. Deci, puterea lor este absolută în țara asta. Deci nu se discută, eu am mărunt, am demonstrat, știu, e puterea totală. Ăștia acum conduc România. Deci am vrut să vă zic că eu sunt venit pe această filieră. Am dus în mormânt pe fiecare din bătrân domnule. L-am dus pe Gabriel Batamaniuc, care a așteptat dreptatea, punii s-au făcut beșici. L-am dus pe Paul Goma la el, la Paris, în mormânt. L-am băgat în mormânt pe Gigi. Fiecare, am stat cu fiecare în acel bătrân. Și dacă am văzut și am văzut, am adunat ultima dată, am dat un comunicat și am condamnat noi. Adică, nu noi, ei, eu sunt nimic, eu sunt zero, dar i-am ajutat să zică vocea, să zică, băi, frate, stai puțin. Asta este o farsă cu judecarea și cu condamnarea comunismului, asta este o pozărie, asta este o pozărie. Eu din timpul ăsta am cam încet, încet, acum o să ajung, încep să vedeți de ce vă povestesc, să-mi dau seama care e obstacolul adevărat. Pentru că eu ce-am zis, mă, securiștii români, nu vor, că da, intră la... Nu, domne, mi-am dat seama final că sunt evrei. Așa am ajuns eu aici, în punctul ăsta. Pentru că încet, încet, eu nu am vrut să vorbim cu evrei, eu n-am treabă cu evrei, nici o treabă n-am. Dar eu am treabă cu genocidul comunist. Și numai nu se poate judeca, nu se poate condamna. Am fost la Strasburg, am fost eu, am scos căruțul, am trimis la CEDO, domnului general, un camion. Atât, ați văzut că muncesc, un om care știe să muncească. Am făcut un camion de dovezi despre genocidul comunist. Tot camionul a fost nu și CEDO. Pentru că oamenii lor s-a CEDO. Oamenii lor s-a CEDO, CEDO-ia lor, lucrează pentru ei. Și deci, mi-au închis. Și atunci am început să mă întrebă de ce sunt tot. Dar orice fac, orice facem, n-ajungem. Și pe ăla n-am înțeles. Stai cu tine. Cine sunt criminalii care trebuie să-i pedepsi? Păi sunt evrei. Cine a făcut pitește? Sunt evrei. Prima chestie care a făcut. A doua oară o să zic, dar cine a făcut afaceri cu România, afaceri bune? Păi sunt evrei. Americană. Și atunci am început să înțeleg că cât timp evrei domină țara asta și domină lumea, nu o să facem niciodată ce facem în timp. Mi-am pierdut 35 de ani. Și așa că spulbat, dacă vreți să știți, din viața mea. Eu am muncit pentru treaba asta și pentru bătrânia ca să văd murim, nemângâiat. Și așa că pentru mine treaba asta cu genocidul comunist e fitilul. Adică și de asta m-am apucat, domnule general, de ce ați văzut. Pentru că m-a luat dragi. Mama dragi.